Salut! Noi suntem Cocoliși! Și bine ați venit la Cocoliși! De Minecraft! O să facem ceva diferit astăzi. Ceva super fain. Fain! Ceva fain și deci, interesant. Ce jucăm? Jucăm Minecraft Jailbreak cu închisoare și suntem în Alcatraz. Uite acolo, să pun zoom. În Alcatraz, da. Închisoare din și Alcatraz. Și haideți să vă spun cum funcționește. Este ca un Minecraft pe Survivor, dar cu Alcatraz, da. Cu totul. Deci, în primul rând, ce îmi dă jocul mie? Ce ne dă jocul? Îmi dă armură. De începător. Cască de începător. Da, totul de începător. Oh, dar mă, frate, era așa de roz, am crezut că e ceva special. Și îmi dă câteva unelte. Și în, da? În jocul ăsta trebuie să facem felul următor. Deci ești deținut, te muncești în închisoare, minezi, okay. și cu ce vinzi îți faci camera mai bună, îți cumperi armură mai tare, da. Și crești în rank. La început ești amărât, după aceea ești amărât mai avansat, după aceea ești amărât nivelul 2, după aceea ești prizonier, după aceea ești așa până la campion. Și poți să-ți dai enchant, poți să faci și reward-ul, deci... Super tare! Primul lucru care trebuie să-l fac, dacă dau aici la achievement, trebuie să minez piatră și îmi dă recompense. Na, acum eu m-am interesat așa puțin cum se joacă. Și asta dacă... de pe jos nu putem să minăm? Nu, că-i covor. Dacă dau T și dau home... Home! Stai, T, home, că-s o bâtă puțin. Home, da. Your cell was not found, please. Alert staff member. Se pare că nu am putut să ne găsească celula. Da, prima trebuie să faci celula. Deci, make sure you claim your cell. Okay. Bun, haideți să ne luăm celula. Care este celula noastră? Make sure you claim a cell. Felix, da, să ne luăm command, o celulă faină. Bară, nu, că ne-o face noi faină. Toate este egal la început. Claim. Ah, bun. Cell claim. Și acum, dacă mergem, home, avem... Ne duce acasă. Dacă mergem home, asta este celula noastră. Deci, în celula asta noastră... Avem și pânză de pe aia. Da, trebuie să ne omărim. Trebuie să ne cumpărăm chestii, trebuie să ne punem lumină, știi? Ce fain, ne facem aici cococelulă. Ne facem cococelulă și, da, și trebuie să facem diferite lucruri. Acum eu aș vrea să, uite, aici o să vindem diferite chestii, uite aici e poștașul. Și oamenii ăștia cine-s? Uite, ăștia suntem noi, trebuie să ne schimbăm skin-ul, că mulți a zis, Cocoliși, schimbă skin-ul pentru numele lui Dumnezeu, vrei să mor? Așa e voi, schimbă skin-ul că nu suport. Sunt de acord. Așa că dați-mi idee ce skin să cumpăr pentru ceva că... Ceva-și să fie ceva-și man. Pentru că mi-este lene să caut skin fain, așa că dacă voi aveți idee... Da, știi, mi-e lene. Dar ceva strălucitor, așa. Ceva ca să se în evidența nostru. Ceva opulent, super tare. Ăsta e directorul, Arda, nu? Ăsta este directorul închisorii. Da, poți să văd ce face el. Așa. Are un ochi mai sus și unul mai jos, sau mi se pare mie? Așa. Că a primit o mamă de bătaie. Și zice că trebuie să ajung la rankul următor. El mă face să crească și ca să trec la nivelul următor, la rankul următor. Da. Adică să pot să merg mai multe uși, să fac ceva mai mare și alte chestii, îmi trebuie $1,300 și două chei verzi. Și de unde facem noi rost de bani? În primul rând am zero. Păi, vindem chestii, uite, celule, shop, poți să-mi expandezi celule și alte chestii, știi, aici așa, diferite chestii, știi, poți să-mi cumpăr descrierea, poți să-mi cumpăr uși și alte chestii. Uite, să îmi fac celula mai mare, acum celula mea este 15x5, poți să fac 9x9. Să înțeleg că ne facem vilă în închisoare? Da, uite, poți să-mi cumpăr... toggle privacy ca să las pe alții să nu intre în închisoare sau să las să nu intre membrii, chestii! Ce tare, chestii! Aici pot să vând. Deci toate chestiile astea le poți mina, da? Și de arată cu mouse-ul. Deci, ăsta, uite, de exemplu, pământul costă jumătate de dolar. Deci noi minăm și după aia venim aici la magazin și vindem. Piatra costă $2, aurul costă 20. Hai să minăm multe, Felix, să minăm! Și poți să ai și diamante. Stai, aici coco bani. Da, și ai două chestii. Prima oară îți dă minele care ți le dau ei, știi? Da. Mine, sunt stânga da. Și în dreapta. See okay. How to make to the mine. Ia. Yeah. Ok, și mă duc la mină. Mă duc la mină. Hai să mergem la mină să minăm, să ne facem bani aici, mulți bani din închisoare, să ne renovăm. Uite, în 8 minute se restartează mina. Înseamnă că e fain când se startează, deoarece când se startează. Uite și tu câte pietre speciale pe aici. Noi acum să le putem mina deja? Da, tot putem să minăm, numai că ne trebuie târnăcou mai mult. Ce târnăcou? Și cum facem cu ca să avem un târnăcou mai șmecher? Târnăcou mai șmecher? Da. Trebuie să luăm fier. Uite, eu cât hai am. Hai să luăm fier. Am un fier, trebuie vreo 3 fiare. Uite acolo în dreapta era un fier. Uite aici. Fier, mult fier. Aurul cel mai valoros, dar nu cred că pot să-l minez. Ia să văd. Unde e aur? Aici. Că aurul mi se pare că trebuie târnăcou de fier, că aurul e foarte scump. Bun, băi, hai prima dată să investim într-un târnăcou de fier. Nu, bă, uite, ai putut. Nu, n-am putut, că nu mi l-o da mie, doar l-a distrus. A, nu ți l-o da ție? Da, mi l-o da mie. Asta e șmechereală. Hai să fier. Să luăm fier mult. Fier și cărbune. Că și cărbune. Și lemn, pentru că cu lemn ne facem bățul. Bun, am înțeles, este un fel de survivor, trebuie să-l facem mai singur. Uite, unul jos pe acolo. Deci ăsta am făcut bățul. Ne ajunge bățul. Un cub de băț. Ne ajunge, dar nu găsesc cărbune. Uite cărbune. Asta e cărbune? Nu e așa destul de negru. Ce ăsta? Level up! Am găsit un cărbune și mă trecut la nivelul următor. Super! Uite, mai este cărbune în partea stângă. Asta. Mamă, dar ce fain! Și ne trebuie și pietre, deoarece trebuie să facem un cuptor, nu?
Da, în care să minăm, știi? Super, asta e smooth stone sau de care e? Uite că bune, l-a lăsat cineva, da. Dar uite ce săpată ăștia aici. Așa, apropo, poți să spui upgrade-uri la, cum se cheamă, la târnăcop. Poți să pun upgrade explozibil, distruge toate astea din jur. Upgrade-ul șurubelniță. Când pui upgrade la târnăcop, că îți pui un muțumeache dintr-o la lângă târnăcop, cum îți adaugi la ghiozdan, știi? Nu. Așa crezut, o să-l faci șmeche. Ideea este că sunt foarte multe upgrade-uri. Sunt upgrade-uri, de exemplu, care îți transformă, de exemplu, piatra în aur și alte chestii. Upgrade-uri. Da, sunt foarte multe, sunt foarte multe. Piatra în aur? Hai să dau. Și în diamante? Enchants. Și uite aici, dau enchants la târnăcop. Și uite ăsta care sunt. Wow. Uite, enchantul ăsta face Legendary Efficiency 5. Increase mining speed. Mă dau mai repede, știi? Ce fain. Ăsta explozivă, a chance to trigger an explosive which breaks surrounding blocks. Le distruge pe toate din jurul tău. Și toate astea sunt, știi? Și ochiul ăla de dinozaur, ce e ăla? Right, night fact. Vision. Breaks a block. Tu activezi night vision for, deci trebuie să vezi noaptea, știi? Pentru o scurtă perioadă de timp, vein. Zice acolo. Vein. Chance automatic break all similar blocks. Deci vein-ul e foarte fain, deoarece, de exemplu... Dai pe una și toate similare de lângă se sparg. Deci eu dacă sparg, cum se cheamă, iron, da? Tot fierul din jur se va sparge. Uite și ce-a făcut ăsta, ai văzut ce-a făcut? Da! O pus o bombă. Dar vreau și o să fiu așa de șmecher. O să fim și mai șmecher, o să fim și mai șmecher! Vreau și o să fiu șmecheră! Mai stai că ne trebuie niște pedicele, ne trebuie 9 pietre. Da, hai că pietre peste tot oricum. Și o cutie ne trebuie, mai trebuie să luăm puțin lemn. Puțin lemn, da. Unde lemnul? Lemn? Ați luat voi lemnul? Lemnul e bun, de alea au toți. Nu mai lemn, era foarte puțin lemn aici când am venit. Felix, uite acolo. Felix, uite acolo, s-ar putea să fie. Lemn! Tu ai luat lemnul! Auzi, dar este șmecheră. Uite, lemn. Care e șmecheră? Era șmecheră aia de care am făcut lampa lui Gronini, parcă. Dar nu pot să o iau la început, știi? Nu putem să o luăm. Vezi? Un fel de sticlă, ceva interesantă. Am i-o dat! Și lumina! Glowstone, mi-o dat! Mi-o dat! Lumina e glowstone! Vezi ce fain că era lumină datorită ei! Eu le iau. Mai încă una, mai încă una. Unde glowstone. Și putem să ne facem la noi la celulă așa cu lumina? Da! Da. Le-am pe toate. E nebună. E a noastră. Raule, te pură la maică mea. Mamă, ce faci ăsta? Uite cum îl cheamă. N-am în 35. Las că ăsta n-are. Uite un villager. Aici mai găsit și villager, da. Și ăștia ce, trebuie să-i omor? Da. Acolo dat ăsta în el. Dat el. Trebuia să dea el și noi să venim și să luăm răsplata. Nu, că dacă dai în el, îți dă un drop, îți dă ceva. Na, eu cred că am destul de lucruri. Îți dă un drop. Un drop de litier. Uite, a roșie face așa, șmecher în sus. Bară home, da. Duc acasă. Așa, și ne lăsăm aici toate ce le-am luat? Prima dată. Ne facem o cutie. O cutie, da. Un chest. Prima dată îmi fac un pătrat din ăsta așa, știi? Da, o masă de lucru. O masă, da. Da, că noi suntem lucrători. După aceea să-mi fac și eu... Un băț de topor. Să-mi fac și eu câteva torțe, știi? Bun. Fac și eu câteva torțe, că e întuneric. Da, n-am putut să luăm foarte mult lemn, dar ne ajunge. Da, uite, pun așa una aici, așa. Faină. Și ne putem mări celula și alte chestii. Auzi, ce interesant e afară, noi suntem, zici că suntem în spațiu. Nu, ca să nu putem să ieșim, să fugim, știi? Asta e chisoare de la Așa, și aici ne punem asta. Nu aici! Nu lângă toaletă, Felix. Azi nu-i toaleta, aici este caldronul meu. Aici prepar chestii. Aici e butoiul tău, bun. Da, și acum trebuie să-mi fac, cum se cheamă? Cazanul, scuze. Așa. Din asta. Cuptorul, bag aici. Îți face bucătărie pe colț. Da, bucătărie pe colț. Și acum pun fierul. Asta zic eu cu o costioabă. Și dacă dau la achievements, uite ce am făcut. Da. Am făcut asta. Galbeni sunt ale noastre pe care deja le-am făcut? Achievement-uri? Da. Și uite, toate astea trebuie să le fac. Și zice să-mi facă colect 10 gravel și 2 flint. N-am colectat destul, știi? N-am colectat flint. Și dacă dau la bară, la ce dau? Rewards. Rewards. Bun. Uite ce am făcut până acum, dă un reward. Task, one green key. Bun, și am completat un și mi-a dat o cheie. Da. Ok. 3 din ăsta îmi trebuie, perfect. Și acum fac târnăcopul! Târnăcopul! E fain ăsta, nu? Da, cu băți nu, făi, așa. Așa, super. Na, și atunci să-mi fac și o cutie. Faci un chest. Așa. Gol înăuntru. Hai că arată super bengos! Așa. Mamă, ce celulă, Coco, fantastic, avem noi aici în Minecraft. Nu faceți dublu. Ți-l faci dublu? Nu acum, că mai vreau să-mi fac, să-mi fac și topor și din asta de fier, știi? Ca să fim fierara adevărat. Și la sfârșit o să scăpăm din această închisoare? Da, și ne dă în altă închisoare și să scăpăm și din aia. Și după aceea ne dă în alte zone care nu sunt închisoare, deci e complex. Interesant, Felix. Am 5. Ce vreau să fac, o lopată? O lopată. Face o lopățică? Că nu mai pot să le pun ăștia de fier, știi? Și acum trebuie să mai fac un, cum se cheamă, un topor. Fă-ți topor.
cred că invers, în partea altă. Nu, nu, nu cu din astea, cu bețe. A, cu bețe, dreptate, da. Nu contează în ce parte. Arată bine. Poți spui ce parte vrei, știi? Asta pentru stângața, pentru dreptaci. Stâmbaci. Ole, nu știu ce faci cu ele, cred că le vinzi. Bun, și aici îmi pun astea trei, îmi pun glowstone-ul sau... Glowstone-ul las-ți la casă. Lasă că nu știu ce faci cu ele. Și restul toate celelalte mi le vând, știi? Uite, da. Am aici green key, o cheie, o țin aici așa. Oh, ce șmecher, n-am zis niciodată o cheie în Minecraft, Felix. Ah, uite. Arată super. Asta-i. Ce, ți-ai pus aici? Vrei să-ți faci bucătărie pe colț? Știi ceva? Lasă-mi pun lemn aici. Știu eu că vrei să-ți faci bucătărie pe colț. Nu sunt bucătărie pe colț. Ba da. Așa, și acum mă duc de aici și mă duc bară shop. Că da, scriu mergem că... la magazin. Mergem la shopping. Bară, varp, ca să mă duc direct, știi? Ah, okay. Nu mă lasă deocamdată, trebuie să mă duc așa. Oh, Felix. Așa, și uite-te ce fac aici. Acum mă duc și vând. Haide să vindem, la care vindem? La vânzător, la unde vânzător? Vânzător, shop, parcă era shop. Primul. Așa. Asta e shop. Și uite ce pot să vând. Ouă. Stai puțin că trebuie să stăm la rând, că avem un alt client în fața noastră, nu? Și vând astea, dau așa pe ele. Da. Iron ingot. Bun, selling iron. Dar care-i prețul? E prețul bun? Pe $10? Da, nu mă aleg. Stai puțin, cum dau? Deci, sell price, click with MMB to sell lor. Care MMB? MMB, nu știu care MMB. Selling ingots. MMB, ce e la MMB? Le arunc așa? Dă-i în față. Le arunc așa? Dă-i în față la nu, vânzător. Nu știu cum să le vând. Care MMB? Ah, middle mouse button. Nu știam MMB. MMB, middle mouse button. Butonul din mijloc de la mouse. Și cu asta dau așa și le vând. Pot să vând asta. Mamă, ce șmecherie. Trebuie să dau pe ăsta. Și ouăle vând. Unde sunt ouăle? O jos! Nu, unde sunt ouăle aici? Se pare că la ăsta nu poți să vinzi ouă. Și câți bani avem? Avem 31 de dolari. 31 de dolari? Da. Și făcuți într-o zi de lucru? Hai da, bun. Dar să nu uităm că majoritatea lucrurilor care le-am făcut, mi-am făcut ca să... Acum pot să minez aur! Oh! Merge să minăm aur? Merge să minăm aur! Mă duc în mina asta, că mina asta n-a fost. Dar mi-e place să minăm și diamante cândva, Felix. Da, dacă să minezi diamante, trebuie alte chestii. Auzi, dar în Minecraft-ul ăsta există ceva mai prețios decât diamantele? Nu știu, ați luat tot aurul. Sunt top. Hai luăm sticlele astea, că nouă ne place. Aurul. Și asta verde ce-i? Iar, băbar, n-am. Ați luat tot aurul. Uite ce-a făcut ăsta aici. Mă duc mergem după el? Mă duc la el pe el. Uite cu tine, uite cu tine. Iau, dar multe lemn. Și diamant. Dar bine să ai și lemn în viață. Stai că jos, unde m-am dus? Oh, mai poți să urc sus la... Uite mult fier dacă vrei. Știi, dar trebuie o torță aici ceva să pui, că nu prea vedem noi aici. Azi că vine asta, vine sau, asta. Sau ai lanternă? N-am nimic, că-s foamea de vacanță. Ce? Ești foamea vacanță? M-a pus cineva să mă duc și, aici și jos. Putem să ne ducem înapoi sus. Nu putem să zburăm, nu? Că aici e un fel de survival. Nu putem. Oh, adică, bă, îmi fac scări așa în sus, știi? Ce-mi place că găsești tot felul de chestii. Îmi fac scări așa în sus. Da. Că trebuie să mă duc sus așa. Hai că deja am ajuns aproape. Nu? Suntem bine? Mă blocași aici, omule. Că l-are asta mai tare. Mi-am crezut că este o comoară aia de jos. Asta e ca să trebuie cu... Cum se cheamă? Cu... Cu târnăcopul? Cu lopata. Cu lopata? Asta, uite-te. Dar asta ce fel de piatră e de pică? Gravel, nisip, apar. Ai, un fel de... dintre ăla care ți-aducem cam... Camion, da. Moloz. Moloz, da. Moloz. Hai să luăm chestii. Na, și aici tot minezi și avem... Oh, ce e asta? Lumina, glowstone-ul ăsta îmi face. Da, perfect, perfect. Și trebuie să găsim... dar n-am găsit cristale. Adică diamond? Diamante? Nu, cristale. Cum sunt alea? Sunt o chestie care dacă le dai pe... cum se cheamă? Dacă cristalele le dai... Au! Opa! Vrei să nu calzi. Dacă dai cristalele pe armele tale sau pe târnăcopul tău, ți-l face mai... Sărucitoare? Da. Da. Și asta. Da. Dar ți-l face... Cred că era unul. Avea sărucitorul, diamantul. E aici asta? Stai să-l vezi. Îl are mână. Serios? Da. Nu vezi. Tu ai șmecherie? Nu vezi că e puțin diferit, dar nu uite, vezi? Ah, puțin diferit, da. Ale de diamant. Na, ți-l face sărucitor, da? Că asta e important pentru Cristina. Și pe lângă faptul că ți-l face strălucitor, știi cum ți-l mai face? Sclipicios! Și sclipicios, și strălucitor, ți-l face mai puternic. Nu știu dacă știi roz, dar ți-l face mai... Ți-l face, oh, mai puternic! Ți-l face mai puternic faină. Și ți-l face foarte fain. Bun, și tu iei aici o grămadă de piatră? Tu ce faci? Vrei să ajungi sus? Da, și ca să ies din mine când m-a blocat, când m-am dus ca... Dar tu am impresia că... Dar dă-i în sus așa, tot în sus. Păi nu dau în sus, dau cu o scară. Da, cu o scară și tot în sus. Nu mai dai și în dreapta, dă-i tot în față. Păi uneori am găsit aur. Mamă, ne-a căzut aur în cap. Am găsit aur! E fain să fii lovit. Mamă, am găsit aur! Eu dacă sun pe maică mea și zic că am găsit aur, ea chiar mă crede, nu crede că e la joc. Ce aduci mi un lanț? Unde-i găsit mamă? Ce faci să nu fii furat? Așa că zice. În sfârșit ajungem sus la suprafață, dar atât de mult am coborât? Da. Ca niște fraieroci?
Felii, dar ceva nu-i bine. Ce nu-i bine? Că tot ne cădea în jos. Nu, e groavă, că e mult în nisip. Bun. Na, eu mi-e frică să mai băg acolo în groapa lui ăla. Nu mai merge. Mamă, dacă te-au minat ăștia ca să-l bate, ce... Da, cred că mă duc cu mina cealaltă. Uite, știu că noi... Mina asta e pe periculoasă, mă duc în aia altă. Cu multe găuri. Opa! Stai că pot să vând și la ăla. Stai să vând, că eu sunt lacum la vânzare. Ăla de sus? Ăsta ce se crede așa de supus pe piedestalul ăsta? Mind shop. Ăsta e preț mai bun. Ok. Ce vrei tu? Zvânt pietre, cobblestone, unde e cobblestone-ul? Da, acolo. Oh, ce fain, apeși pe butonul din mijloc, da. Pe la mouse. Stone, ăsta ce-i? Gravel, nu vrei și gravel? Nu vrei că avem o grămadă. Gravel. Acum, știi care e faza cu iron ore? Fii atent să explic în felul următor. Dacă îi vând iron ore, costă 75 și dacă îi vând asta, costă 10. Și eu pot doar să-l pun cu cărbunele și-l faci, înțelegi? Ok. Și vine la preț mai mare. De 300 de ori mai mare. Ce înseamnă să fii afacerist? Uite, și diamante cumpără asta. Și ăsta, da. Oh, nu cumpără nimeni. Nu cumpără nimeni, trebuie să mergem la piață. Na, acum eu mă duc puțin în mâna alaltă. Mă duc puțin în mâna alaltă și după aceea mă duc... În mâna! Ha! Ha! Uite, fii atent, în 3 minute stăm aici, da. Mina se resetează și se face așa toată dreaptă. Și atunci pic aur deasupra și chestii faine. Și cât costă un aurul ăsta, să vedem dacă chiar se merită aurul. Asta când am venit noi la început era foarte puțin oameni. Nu, acum au venit toți. Asta e altă mină. Aurul e 20. Nu e chiar așa de scump, dar totuși este scump. Păi, $20. Păi noi avem până acum $30. Și numai într-o bucată de aur. Mamă, hai să luăm tot aurul la început, că se resetează. Da, așteptăm să reseteze. Până atunci iau și un cărbune. Dar la asta nu e scump. Că e destul de des. Păi nu m-am uitat. Stai să mă uit. Uite peste tot. Stai să mă uit să văd cât e. Poate te folosești la alte lucruri. Ia, cu cât vinzi tu? 4. 4? Și dacă vând tot ăsta, $2. De anulea lumea. Ieftineală. De anulea lumea. Aurul e cel mai bengos. Diamantul și alte lucruri. Dar aurul primul care îl putem... Dar și fierul e multi 10. Dăm fiare. Mă, să știi că da, ai dreptate. Dar așa, se resetează mina și când se resetează mina, toți cei care sunt în mină, mina explodează și îi aruncă afară. Explodează? Da, explodează mina. Și ne lasă și resurse în exterior? Nu, nu, deci explodează mina. Uite acolo aur. Nu e acolo aur, pe dar este aur. Ce instanță ești? Este aur pe perete. Vezi, nu l-am văzut ceilalți, l-am văzut eu cu ochii mei de aur. Bravo, i-am văzut. Bravo, Cristina, bravo, l-ai văzut. Vezi, $20, uite așa am făcut. Am dat nivelul 3, nebun! Bravo! Na, hai să vă spun cum funcționește. Stai puțin. Hai spune, Felix, în momentul când mina explodează, da. De aia stau câțiva aici așa, mina va exploda în două minute, toți ăștia care sunt aici îi vor să arunce aici afară și tot ăsta va fi drept, cu aur deasupra și chestii. Și va trebui să așteptăm. Așteptăm. Da, până atunci așteptăm, facem și noi. Uite, știu, ăla zboară. Știi ce am mâncat azi? Oricum, e foarte fain că la un moment dat, bine, acum noi suntem în închisoarea mică, dar sunt închisoare mai mari și au diferite... Chestia oamenii ăștia, diferite arme, diferite... Deci cu câte poluezi te duci în închisoare mai mare, uite, aur. N-ar ta cu deștul, că văd și alții, Cristina. Aur. Aici așa jos, după lemnul ăsta, jos. E bun și lemnul, că e bun să ai lemn în viață. E bun să ai lemn în viață. Bun. Hai, ne apropiem de aur. Era pe ce undeva, dar eu l-am văzut de... Uite acolo, acolo. Ha, l-am văzut eu! Ha, ce ciudă ți-e sfat! E al nostru, nu vi-l dăm! Cum să-ți dau aur? Pe cum să dau aur? Na, hai na, că na. Bine. Hai să-mi iau lopata. Bine. Eu cred că trebuie să mă pregătesc, să mă duc să aștept. Dar vinde cele două aure. Nu înțelegi. Ăsta îl vând la $1, da? Da. Gold oru. Da. Și dacă îl topesc eu, îl vând la $20. A, trebuie să faci, înțeleg. Păi mai bine să-l topim noi când ajungem la noi în celulă, nu? Da, numai că până atunci stau puțin pe aici, că într-un minut va exploda mina și mergem și luăm aurul deasupra. Știi? Da. Și putem să facem bani mulți. Oricum, de exemplu, hai să-ți arăt ceva la rewards. Noi când facem achievement-urile astea, că stau aici mai 5 secunde, când facem achievement-urile astea, la achievement, îmi dau bani. De exemplu, hit wave. Craft 4 furnaces. Îmi trebuie 4 furnaces. Și, de exemplu, la un moment dat îți dau la un achievement $1,000. Înțelegi? $1,000? Da. Că este achievement. Ca să te pună să treci mai departe. Wow. Cât mai durează? 30 secunde. Deci tu trebuie să fac 4 furnaces. 4 cuptoare. Ok. Și pentru asta îmi trebuie 9 ori 4, 36 de pietre. Nu trebuia să le vând. Nu trebuia să le vinzi. Dar lasă că le mai luăm, că astea sunt ușor de luat. 33! Ah, ok. Nimeni, mai 3 mai trebuie. Haide! Ba, da, le iau. 18! 17! 15! Se pare. Pa, am găsit laps, aștept. Lasă că nu mă uite, uite și ăsta știe! Știe. Hai să stăm aici pe margine ca să nu ne explodeze. Fii atent, doar 88% 5, din mine a fost explodat. 4! 3! Tu stă-te rupi! 2! 1! 0! Reset! Ăsta deja a plecat, așa că nebunul? Resetting. Hai, resetting. Acum se resetează. Auzi, ăla, de ce s-a dus în mijloc? Să fie aproape? Vă că tot se duc, Felix. Stai că nu știu cum se resetează. Așa. Du-te.
aur, aici, da. Și aici, ăsta. Aur! Da, și partea aia altă. Nu. Aur! Acolo. Aur! Aur! Luați-o că a luat tot aurul. De aia trebuia să stăm aici în mijloc. Hai, nu că unde ne ducem? Ia și fierul, că eu când m-am uitat la alții cum se jucau, la ei exploda, știi? Dar văd că aici nu explodea, cine știe în ce cauză. E bun fierul, tare. Bravo, e al nostru, nu-l dă. Ia asta, că întreb mie. Tot întreb. Iau tot, e al meu! Îți lacom, că mama m-a făcut lacom. Oh, cărbune, hai că e bun. Și ăștia se duc jos, plus că când mine eminezi aici, noi acum nu putem să minim foarte mult, găsești mine jos, camere secrete, villager. Uite, hai că asta e super tare. Cutii din la chesturi, știi? Și cu comori? Cu comori, da. Cu comori și alte chestii. Fratele mele. Hai, de minează, trebuie să-mi iau o din asta mai bună, că asta nu e așa de bună a mea. Da, trebuie să ne luăm, ne facem una, poate de diamant. Poate de diamant. Mi-e întrebi enchanturi. Și alea cum le faci? Trebuie să găsești cristale în timp ce minezi sau le cumperi, știi? Auzi, e posibil să găsim aici cristale? Da. Când spargi o piatră sau ceva, poate să dea cristale. Și dacă e cristalul... Zvarovski? Nu știu de care sunt, spui tu de care sunt, că nu le știu care sunt. Și când le găsești cristalele... Da. Cu acele cristale, dai pe pickaxe-ul tău și e o șansă să spice un upgrade care ți-am arătat ție. Da, da. Explozii sau la școală. Aur! De ce nu l-am luat? Ești un om rău! Am zis la toată lumea că ești rău! Așa e viața, trebuie să lupți pentru aur. Trebuie să pui mai jos, știi că aici în partea de sus dacă tu faci. Eu nu pot să mă întorc așa ușor dacă mă duc jos. Vezi jos, las că te întorc. Nu, dar deocamdată nu pot să merg, că eu nu pot să explodez ca ăia, știi? Și uite, de exemplu, ăla nu minează așa de mult, ăla face să explodează în jurul lui. Da, dar cum facem și noi să explodeze? Luăm la mintă ceva. Ne trebuie nivelul 5. Oh, și noi la ce nivel suntem? Uite, scrie acolo, vezi acolo. Current level 3. Hai că imediat ajungem la 5. Păi da, ne trebuie 3. Uite, lemn. Dintr-o asta, fier. Noi de fiecare dată când minăm sau alte chestii, uite, vezi, când minăm o chestie și o luăm, ne dă puțin experiență, uite, 290. Deci ei au minat mult la viața lor, să înțeleg. De aia nu-i nivelul 100. Mă, serios? Da. Cred că suntem vreo 19 ore, ca să 20 de ore, ca să la nivelul ăla. Dar lasă, că dacă vă plac... Nu-i aur. Cristina, vezi că treci, îți crește tensiunea de fericire și după aceea noi... Hai să mergem la noi acasă, că am venit destule chestii. Da? Mergem la noi acasă? Păi da, ne facem niște bani. Hai să ne facem ăsta, fierul ăla, cum ai zis tu. Da, hai că pun așa... și aurul pe care l-am cules. Și trebuie să facem fărnace. Fărnace, adică cuptor dintr-o ăsta? Da. Furnace. 4. Bun. 2, 3... Nu poți dai nu știu cum, cu shift, cu chestii? Nu, că faceți mai multe decât am nevoie. A, înțeleg. Și unde să-l pun? Pune-l acolo lângă cauldron. Aici așa să fie bucătărie pe colți. Nu, stai, am altă idee, că le pun așa. Dar nu mai ești. Și le pe ăla și pe patungă e pe ICS. Ah, e bun. Da, mi-o dat, a făcut asta. Ți-ai făcut? Dar nu ți-a dat un advancement. Trebuie unul. Coal miner. Trebuie patru acum. Contează ce am făcut înainte, nu mai contează. Bun. Ce-am făcut înainte, nu mai contează. Nu mai contează. Nu. Și faza este în felul următor. Uite, de exemplu, chiar, uite, l-am făcut pe ăsta, acum trebuie să... super! Mai 5-4, uite, de exemplu, eu dacă am minat până acum 1000 de cărbune, nu contează, că nu mi-l pune în calcul, până l-am făcut pe ăla dinaintea lui, știi? Înțeleg, deci trebuie să-l luăm în ordine, hai acum mergem după cărbune. Păi stai puțin, că vreau să-mi fac un cu-ntârnăcop, da, în două chestie, da. Și îmi dă, uite, fii atent ce îmi dă, fii atent, eu am acum, cât bani am? Arată cum am să că nu văd. Nu scrie. Da. Nu scrie câți bani avem în portofel? Nu, că trebuie, stai să pun asta la minat și îți ies puțin. Pune la minat acolo. Bară, warp. Warp. Stai să pun, bară, spawn. Da? Așa. Merge. Și fii atent, câți bani am eu? 71, da? Da, 71 de dolari. Și uite, eu dacă dau aici la achievement, da? Și fac un târnăcop din ăsta, îmi dă 500 dolari! Ți-am zis? Arată bine! De-aia trebuie să faci achievement-urile, că-ți dau... Da. Și trebuie să le faci în ordine, se pare. În ordine, nu le faci în ordine. Că dacă nu contează. Nu contează, viața e greu. Nu contează toată munca pe care o depui. Așa. Să-mi fac niște biețe. Îmi fac niște biețe, că nu ne plac biețele. Și la ce te ajută? La ce vrei să fac? Îmi fac târnăcopul cu biețe. Bun. Așa, și pune târnăcopul. Și mi-l iau, că la oricum era matisticat. Și acum, fii atent, dacă dau la achievement, mi-a făcut ăsta. Super! Și acum ne facem shiny shank. Vezi, uite, dacă enchant one are un pickaxe, dacă fac enchant pe pickaxe, îmi dă 1000 dolari. Înțelegi? Oh, deja sumele mai mari. Și aici trebuie mine 64. Deci uite și tu din ce mai fain trebuie să fac armur după săbii. Acum ce merge la minat? La minat ce? Sau vrei ce să stopești? Eu putem să mergem la minat să minăm o anumită chestie, nu? Asta e, câți bani avem? Imediat. Avem
Stai să mi se facă aure. Păi, da, bar warp mine. Warp mine, ia să vedem. Stai. Ne duce? Stai că n-am dat bine. Te pun asta înapoi aici. Da. Lasă-ți-le acasă aici. Așa. Să mergem fără ele. Așa, gază, mi le fură cineva. Și ouăle, lasă-ți ouăle acasă. Tot așa. Bun. Și dacă scriu bar warp mine. Acum ne duce? Cred că nu dai bine comenzile. Ceva cu tât trebuie să faci. Mine. Da. Hă. Hă, cum am făcut mai înainte? Mai știți cum am făcut mai înainte? Mine. Așa, cu spawn. Și ce? Mă duc pe jos. Că încă nu știu comenzile. Da, să așa? Dar era simplu, Felix, doar te arunci pe geam. Știu. Aaa, pe grad ceva. Ia lustru, lustru. L-ai luat? Îl vând, cât e? Na, mergem mina cealaltă și noi ce trebuie să facem pentru să acum? Să minăm ceva, anumită chestie. Ce să minăm acum? Mina asta e folosită. Era un, un topor de diamant. Unde? Aici așa la ușă. Ai mâna lui ăsta. Am vrut să-l fur din mână. Na, acum ce trebuie să facem achievement este să... Redstone 64, da. Hai să luăm o grămadă de redstone. Cărbune 54. Ce facem? Luăm cărbune? Hai luăm cărbune. Cărbune și redstone. Deci uite, așa facem. Cărbune și redstone. Și ce ne dă pentru asta? Fii atent, dacă facem redstone ne dă $500 și experiență și o cheie verde. Și la ăla îți dă 1000. $500. $1000. Următorul, uite, 1500 dacă... Dacă vezi? Facem cu deci, te pune chestii să faci. Hai să luăm tot ce e roșu și tot ce cărbune. Am găsit un common crystal. Common crystal? Pe bune? Unde-i? Nu știu, l-am luat? Cred că l-am luat. Stai puțin. T Reward, ia să vedem. Uite-te. Common crystal, un cristal obișnuit. Îl luăm. Dar e al nostru. Îl luăm. Și fii atent, hai să ce face cristalul, să vă arăt. Eu, de exemplu, dacă iau cristalul, da? Da. Și îl pun pe asta, pune-l tu, dă-i click pe el, dă-i click pe cristal și dă-i click pe asta, pe tânăcopul meu. Da, fail! De capul meu! Zice, cristalul nostru a fost distrus. Avea 80% șansă și tot am pierdut. Transforma în ăsta în ceva mai fain. Oricum, poate reușim data viitoare să ne facem. Dacă vreți să continuăm cu asta, scrieți în comentarii, dați un de coco like. Să ne spuneți cât de mult vă place seria asta nouă, dar oricum o să ne mai întoarcem și pe Survivor. Ne vedem data viitoare! Trebuie să iau tot aurul!